să-ți spunem cu toții ca lăudat să fie Domnul. Amin. El merită toată lauda, Lui se cuvine cinstea și gloria, pentru că este Dumnezeu, este singurul Dumnezeu, singurul care face minuni, care lucrează minunat. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. A Lui este slavă, a Lui este cinstea, a Lui sunt mulțumirile, a Lui este puterea, înțelepciunea, pentru că este Dumnezeu care era, Dumnezeu care este, Dumnezeu care rămâne veșnic, care vine curând, slăvit să fie numele Lui. Amin. Merită să ne închinăm înainte Lui, merită să-i dăm laudă, merită să-L cinstim pe Domnul, pentru că Lui poate vă atunci cu bine, poate vă slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și cum spunea fratele, sigur, nu știm viața noastră, dar nu ne facem prea multe probleme. Deci suntem ai Domnului Iisus Hristos, e problema Lui cealaltă. Ca și copilul ăla care merge cu tatălui de mână, indiferent că ce se întâmplă, dar e cu tatăl de mână, nu cred că un copil are probleme, că vine furtuna, că eu știu ce va întâmpla, nu o să aibă ce mânca, nu o să aibă unde să doarmă, nu-i problema lui asta, el nu are probleme. Dacă e cu tatăl de mână, pentru el e bine, pentru el e suficient, pentru el e mai mult ca orice. E cu tatăl de mână, este în siguranță, este în bucurie, este în pace. Mai departe, ce face tatălui, problema lui tatăl său. Noi parcă încercăm să ne frământăm, să ne îngrijorăm și să căutăm multe lucruri care Domnul spune, nu vă frământați că viața cuiva nu stă în avuții, nu stă în lucruri, ci stă în mâna puternică a lui Dumnezeu, slăvit să fie la Dumnezeu. Ne lucrăm împreună și aș vrea să vă rețin doar pentru că aumente atenția. Vreau să ne privim la cuvântul acesta și așa frumos parcă mi-ai plăcea să auzim ecoul acestor cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos. Oare cum le-a rostit Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea? Cum a strigat El de tare Domnul Iisus Hristos în vremea aceea? Că așa spune cuvântul, că Domnul a stat în picioare și a strigat. N-a spus numai prietenii mei, vă spun numai vouă cine. Numai, care nu se zic de mine? Domnul a stat în picioare, a strigat să audă toți cât erau acolo în zona aceea, cât erau pe lângă El. A strigat. Deci mi se pare așa de minunat cuvântul acesta și aș vrea face să aud ecoul acela, să vină la noi și noi în această dumneavoastră, să-L auzim pe Domnul, să auzim cuvintele Lui, să ne punem problema inimii noastre. Oare ce dorește inima mea? Oare ce dorește inima noastră fiecare ea? Oare ce dorește inima dumneavoastră în ziua aceasta? Ce ați dori să știți? Pe cine aș vrea să vedeți? Ce a zis Domnul Iisus? Pe cine voia să vedeți? Un om îmbrăcat, așa, în haine moi aranjat, să vezi pe cineva sau pe Ioan, care era prin pustie, om mai simplu, cu o mantavă. De multe ori, parcă, hai vrem să vedem anumite lucruri, anumiți oameni, anumite expresii, anumite lucruri. Dar scumpi noștri, facă Domnul ca noi în această zi să avem setea aceea după Domnul, să fim cu El, să fim ai Lui, să bem din apa pe care o dăruiește El. Ce-a spus Domnul Samaritencii? Oricui bea din apa aceasta, pe care tu o duci și poți să o duci, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care vă da eu în viac, nu-i va fi sete. Va încă apa aceasta și urmele în inima lui se va preface într-un izvor, într-un izvor care va se ști până în viața veșnică. Doamne Iisuse, parcă am dorit să auzim cuvintele tale, care ai spus atunci, acum 2000 de ani, care au aceeași valoare ca și atunci. Nu s-a schimbat cu nimic? Tot ce a spus Domnul atunci este și acum atât de real ca și atunci. Dacă inima noastră, scumpilor, în această zi însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, spunea psalmistul, atunci vom fi săturați. Vom fi binecuvântați, inima noastră va fi împlinită, nu de lucrurile lumii, pentru că acestea te împlinesc pentru un moment, pentru un timp foarte scurt, și pe aceea din nou iară s-o
amărât, iar este omul din nou necășit, iar să lupte, să ajungă, iar vrea să fie în față, vrea să fie primul în sport, primul în politică, primul în bogății, primul să fie. Când ajunge acolo, are o bucurie de o pintă și s-a dus totul. Dar cine îl are pe Domnul și apa aceea vie, râul acela care curge de sub tronul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt Înghietorul, când umple inima, aceea inimă care este însetată, va fi împlinită, slăvit să fie numele Domnului. Facă Domnul ca astăzi, scumpii noștri, să vedem aici pe Domnul Iisus Hristos, care rostește cuvintele acestea, le rostește pentru noi care suntem în locul acesta, care putem fi cei mai fericiți oameni, decât sunt în această localitate, sau localități, sau această metropolă, nu se poate să spun așa, putem fi cei mai fericiți, scumpii noștri. Așa cum pe cruce a fost fericit tâlharul, ce s-a întâmplat în jurul lui? Au fost oameni care s-au frământat, care au dorit, care au strigat la moarte cu el, au fost alții care s-au bucurat, scăpăm de el și așa au fost. Alții s-au frământat că nu știau ce se întâmplă, alții s-au negășit și așa. Dar acolo a fost tâlharul care a avut fericirea să aibă păgăduința aceea. Azi vei fi cu mine în Rai. Frații mei scump, în lumea aceasta, care se frământă, care se negrăjește, care poate că își face probleme, putem fi cei mai fericiți atunci când inima noastră va fi plină de Domnul, va fi plină de Duhul Dumnezeu, când Râul Sfânt va curge în inima noastră. Între noi sunt doar multe lucruri în jurul nostru, dar aici este lumina, este gosenul, este prezența lui Dumnezeu, este apa aceea vie care vine în inima noastră și schimbă inima noastră, schimbă mersul nostru, schimbă viața noastră, schimbă viitorul nostru, scumpii noștri, frasusurilor, schimbă viitorul copilor noștri, apa vie o schimbă, Duhul Dumnezeu schimbă inima noastră. De multe ori te frămânți și ai vrea să schimbi soția, să schimbi soțul, să schimbi copiii, să schimbi pe cineva și nu poți. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu, când vine apa ceea ce curge de la Domnul Iisus Hristos, așa schimbă inima și vor fi alte dorințe în viața noastră. Va ieși de acolo altceva. Nu vor ieși lucrurile acelea cum spunea Domnul Iisus Hristos, că din inimă nu ies lucruri păcătoase și rele, dar din inimă, din inima aceea care a schimbat Domnul Iisus Hristos, în care a intrat Duhul lui Dumnezeu, de acolo este altceva. De acolo sunt cuvinte binecuvântate, este planul binecuvântat, de acolo vin dorințe binecuvântate, de acolo vin dorințe de a sluji pe Domnul, de a urma pe Domnul, de a asculta pe Domnul, de a face voia Lui. E minunat, scumpii noștri, facă Domnul, cum spuneam mai la început, să însetăm, să dorim și să-L auzim pe Domnul cum strigă și astăzi. Pentru că vrea ca biserica Lui să fie o biserică vie, o biserică care Duhul Dumnezeu să lucreze în inimi, o biserică care Duhul Sfânt să transforme inimile noastre după voia lui Dumnezeu, ca să fim poate ca alți oameni care să dorim această apă vie. E atât de minunat, Dumnezeu noștri, e atât de frumos ca noi să vedem lucrurile acestea. Ce spunea Domnul? Că este o condiție aici. Ce spune așa? Cine crede în mine. Este o condiție atât de mare, credința. Și îl vede Domnul Iisus Hristos și cuvântul prin Apostolul Ioan, în această Evanghelie, el a început și spune așa. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om. Născuți din Dumnezeu. Ce frumos! Deci este o condiție pentru a primi această putere, pentru a veni Râul Sfânt în inima noastră, pentru a fi potolită setea noastră, este nevoie de credință. Și nu orice credință. O credință în Domnul Iisus Hristos. O credință în numele Lui. O credință puternică în Dumnezeul cel viu. Așa cum a avut-o și acel om din Scriptură. Și le spune aici cuvântul, ce zice din Matei, capitolul 8, cuvintele acelea care Domnul Iisus Hristos are o expresie minunată, o apreciere deosebită și spune cuvântul așa, deci acel
suntaș. Nu cine sunt din Sasariu și mai au să încintei, deja am început în urmă și nu vreau, am spus că nu vreau să o urmăresc. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se primește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Că și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unii, du-te, și se duce. Altuia, vino și vine. Și robul meu, făcutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Scumpii noștri, atât de minunat să putem să vedem, să privim la Domnul, avem nevoie de credință, pentru ca să vină în inima noastră Râul Sfânt, să curgă, să schimbe, să facă transformare. E nevoie de o credință mare. Aici omul acesta vede că Domnul Iisus Hristos are autoritate, așa cum spune Sfântul Harul, el acolo unde se întâmplau de lucruri, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, că este Dumnezeu, este Cel ce poate da mântuirea. A fost omul care a folosit timpul acela, acea oportunitate și s-a folosit de ea, deși colegul lui era ca și el, dar nu s-a folosit de ea, sau oamenii care au fost acolo. La fel, sutașul acesta a văzut că Domnul Iisus Hristos are autoritate, s-a spus, că el ca și om care este om sub stăpânire, spune cuiva care este sub stăpânirea lui, du-te și se duce, sau vino și vine. Și a fost convins să duce în Domnul, o să-i spună că va fi vindicat robul lui. Așa va și spune cuvântul, și știm cuvântul acesta, că Domnul a spus cuvântul acela și așa s-a întâmplat. Scumpii noștri, și noi în ziua de astăzi, noi trebuie să credem că la numele acestea sunt autorități, sunt domnii sub stăpâniri, deasupra tuturor, El este Domnul Iisus Hristos. Deasupra oricărei stăpâniri, oricărei puteri, oricărei domnii, indiferent unde ar fi lucrul acesta, deasupra fiecăruia este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și noi suntem ai Lui. Noi suntem copiii Lui, noi suntem urmă, proprietatea Lui a plătit pentru noi. De aceea trebuie să ne încredem din toată inima și avem nevoie de credință, ca așa să beneficiem de toate binecuvântările și în mod special de această binecuvântare, ca Râul Sfânt să vină în inima noastră. Frumoasă e cântarea aceea. Peste munte, e râu ce curge. Ne ascultăm, ascultăm cu toată inima și toate cântări, cu toată dragostea, pentru că și cântarea e minunată și cuvântul e minunat, dar să fie dorința noastră, să fie credința noastră, scumpii noștri. Și oricând plecăm de aici și suntem ale singuri, în călătorie sau la munca noastră, sau în încercare, sau într-un necaz, într-o problemă, sau într-o bolă, sau într-o situație deosebită, să nu uităm. Domnul Iisus Hristos este deasupra tuturor lucrurilor. Autoritatea Lui e cea mai mare. Și când îl rostește un cuvânt, cuvântul acela se împlinește. De aceea Domnul Iisus, așa o credință mare, ne-a lăsat. Scumpii noștri, avem nevoie ca să însetăm. Și Domnul ne va putea însetea, dar cu condiția ca noi să credem în Domnul Iisus Hristos, să credem în autoritatea Lui, să credem în puterea Lui și cuvântul acesta nu ne-a lăsat în viața noastră. Râul Sfânt va înviora. Ne va da o pace binecuvântată, o bucurie veșnică, o fericire minunată, nu ceva de o clipă, nu ceva trecător, nu ceva care e pentru azi sau mâine, pentru câțiva ani, ci o fericire binecuvântată. Și cum spune David, ferice de omul acela, care are, fără de legea iertată și păcatul acoperit. Cine poate fi mai fericit ca omul acela liber, care nu mai are povara aceea în spate, este liber, e iertat de Domnul, e liber să trăiască, e liber să plece, e liber să fie cu Domnul. Aceasta e fericirea. Domnul să facă ca în inima să fie însetarea aceea după Domnul, după Duhul Domnului, după lucrarea Domnului, dar să fie credința aceea în Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu cel Sfânt, care pentru noi este Mântuitor, Salvator, Izbăvitor, care este
dintre nostru și care se va întoarce într-o zi, în mod sigur, și ne va lua să fim cu El. Doamne, ajută-ne să fim gata. Amin. Mâine, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să ne punem înaintea Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Înainte de a oferi Domnului aceste daruri, aș vrea să aducem rugăciunea mulțumirii pentru tot binele pe care Domnul ne l-a făcut până aici. Amin.